Asta e piața din Nazare. Mirosul e cam ca la noi. Miroase a legume, sunt fructe. Multe tarabe erau acoperite. Aici e partea cu pește, dar nu mă interesează. Cartofi, varză, ce are lumea pe tarabe. Mandarine, banane, ananas, tătii. Ce să văd? Da, pește uscat, dar nu mă interesează. Uite, mă, asta e caracatiță. Caracatiță, adevărat. Miroase a pește, ce pot să zic. Nu e foarte aglomerat într-o zi de marți. Cartofi dulci, cartofi roșii, morcovi. Tot felul. Mezeluri. Adela se uită ca și cum ar vrea să cumpere. Aia nu vrea. A, da? A, da, prima oară când văd. N-am văzut realitate. De mare față de mâna mea. Sau mai mare. A. Aici are pâine. Pâine vreau să văd, niște părți, chifle, tot felul. Astea sunt căutate pisii. Chestiile astea mici. Uite de astea. Asta de nata asta. Asta de nata? O să luăm și noi, da. Ia și tu. Două de astea, două de alea. Da? Până mai filmez eu puțin. Vino-mi pace, că mi se pare că am văzut într-un loc și mai bun. La doamna asta, cred că am văzut-o și pe net. Și o să cumpărăm probabil de aici. Astea sunt faimoasele prăjituri ale lor. Ia două. Pastel de nata. Sunt super faimoase. Ce zice We don't understand Portuguese. Only English, German or. Ah, okay. Ia bani de aici. Măruz nu prea am. Pat. Nu. Dar dus mai mai mic. Moment. Mujer. Obrigado. Ești obrigada, eres obrigado. Uite, mai sunt pom de Crăciun. Păi trebuia să te uiți în mijloc, că eu banii mici țin în mijloc. Da. Morgan. Da, multe tarabe nu sunt deschise. Buenos días. Zica mai zargam acolo. Dar nu vreau să intru la pește, că pe urmă nu. Nu intra în cadru, măcar să pot să-l filmez și eu. Nu știu ce e asta, tata, dar cred că are peste un metru lungime. Pește spadă scrie acolo. E spada. Bă, că au și haine aici în piață. No. Nu îmi zic că ai venit să-ți iei pardesiu de la Nazare, lasă-mă. Haide, lasă-mă. Și o să ieșim pe partea aia altă.
prin piață. Bine, ba. Ca să ne mâncăm cum de nat, alea, pastela, cum mai face de nat. Și pe aici ieșim la plajă, am luat-o pe o stradă mai puțin circulată. Așa arată și casele lor. Hai puțin să mergem și pe aici, ieșim pe partea de altă, ce contează. Nazare a fost un sat de pescari. Mai tradiționalist, așa e declarat oraș. A fost declarat oraș în 36. Se văd cum sunt afectate cizmărie. Casele de umiditate a oceanului. Sunt și construcții noi, construcții vechi. Cred că aici se face în stânga. Să mergem pe data mine. Și e un... E cam ca la Eforie. În sezon e combinație, dar în extra sezon se fac valurile. Nu, că n-am coborât pe strada asta. Coborât pe strada aia mai încolo. Deci acum suntem în extra sezon, cum ar veni. De-aia multe terase văd că sunt închise. Aseară am trecut pe aici, dar oceanul nu se vedea fiind întuneric, doar se auzea. Și se auzea într-un mare fel, gen... Oh, se văd și valurile dincolo de... O să mergem acolo. E împărțit în trei zone, Nazare ăsta, sau mă rog. Aici e orașul. Sus acolo, City, oh, orașul cel mai vechi. Bine, tu vezi ce o să vedem pe stâncile alea mari acolo? Valul e cât stânga, ia uite. Da. Ia uite. Și după promontoriul ăla ce-l vedeți voi, e Praia de Norce. O să mergem acolo să vedem. Mamă, ce valuri, deci mă, de ce-l văd țiarii peste 10 metri? Are 15 metri. Astăzi era alertă de valuri mari, nu gigantice. Este și un funicular care urcă acolo sus, dar noi să mergem cu mașina, că avem parcat oarecum prin zonă. Am zis să venim întâi la piață și după aia la centru cultural. Da, și acolo sus, ia uite, mă, cum sar. Da. Iar în partea asta e plaja normală, care în timpul verii e ca la Eforie. Dar vezi ce liniștite aici și ce sunt acolo? Diferența foarte mare între partea din stânga și partea din dreapta. Aici un mare canion, în larg, care canalizează apa, ceea ce face să se formeze niște valuri foarte mari în partea din dreapta. Plaja de nord, care nici vara nu-i prea vizitată, fiindcă e foarte, nu știu, foarte vânt în partea aia, nu? Aici sunt turiștii, se pun umbreluțe, șezlonguri, toate alea. Puteți vedea și hoteluri, pensiuni, moteluri, magazine. Fix stațiune estivală, dar din păcate vara nu sunt valurile atât de mari ca iarna, că se știe iarna nu-i ca vara, parcă și pescăruși mai altfel aici. Stau tot așa pe plaje ca și la noi. Păi să mergem și noi până la malul apei. Mai țin lumea asta de vorbă, că de-abia aștept să merg dincolo, să văd cum sunt valurile și sunt. Deja am și văzut un surfer. Îl vezi? Ba da, a trecut, deja nu mai vezi. Da. Sper că va fi frumos. Rahați de câine pe plajă, din păcate. Nu știu ce au trecut aici cu tractorul sau cu ce au trecut. Vezi, până și pescărușii par altfel. Da. Nu vă mai țin cu poveștile aici, revenind de la firul apei. Pescărușii sunt mult mai curați decât la noi, nu știu. Seamănă, dar nu sunt aceiași. Mărie. Da, și în larg acolo iar se văd cum se izbesc valurile. Nisipul este foarte fin și te cam afunzi în el, așa. E relativ curat, dar e și extra sezon acum. Hai, ne revedem.
E, și aproape am ajuns la mal. Se vede aici când e furtună, nu știu când a fost, cum urcă valul. Evident, camera nu prea arată diferențele, dar e o diferență aici de peste un metru și tot coboară. Și de aici până la val, unde sparge în mal, cred că mai jos 5 metri. Valurile, nu știu, nici nu le simți. Și când odată se ridică așa la mal. Încă astea sunt mici. Ținând cont că aici plaja e relativ protejată. Da, scoici nu prea, vezi? Stăm și noi mai sus aici. Pietricele? Aici deja am ajuns în zona de acțiune, ca să zic așa. Ah, uite că tocmai vine un val, să văd când vine ăla. Să fii pe fază, că s-ar putea să înainteze foarte mult. Da, uite. Wow! Da, nu-ți dai seama pe cameră, dar sparg exact în mal. Aici fără probleme, dar treci tu pisi puțin așa de referință. Du-te mai la apă așa. Nu ca să se vadă cam cât e valul. Uite, vezi, nici nu-ți dai seama și la mal așa direct se ridică. Wow, ce forță au! Oceanul Atlantic, bă! De nord! Super, super, super! Da, da, imens! Să fugi de el dacă vine! Vezi că te ajunge! Ia uite-l și pe ăsta. Ma. Evident că așa ceva la eforie, n-ai să vezi. Bagă, bagă. Hai, ia-ți un băț și dă-i drumul. Auzi, să scrie așa, ca să se vadă și faleza aia. Așa arată orașul, cu o stradă destul de turistică aici și cu magazine care tocmai se deschid unele. Cu căsuțe mici și renovate, sau noi. Îmi place că toate străzile au placa aia. Ok, ceva lume. Mergem repede să ne luăm mașina. O să sper rufele aici. Destul de animat orașul. A, uite ce era în hipermarket. Aici pe dreapta e piața unde am fost. E destul de curat. Mă rog, nu știu cum fi în sezonul full. Și hoteluri noi, imense. Da. Un contrast așa de vechi și nou. Cântă și aici pe scărușii ca la noi.
portughezii sunt amestecați și albi și de culoare. Ia uite, poliția are mașini electrice. Aici stânga? Că nu mai știu unde erau noi parcați. Mai bine te uiți pe locație, să vedem. Cred că mai sus. Da, mai sus, că am venit pe străduța asta. Uitați-le și pe astea vechi, cum arată destul de... dărăpânate. Și cât de mici sunt numerele din două în două, cu soț pe partea cealaltă. Nu cred că are 5 metri lungime fațada uneia. Așa, aici am văzut de când am venit. Chiar mi se părea destul de ciudat. Mergem să căutăm mașina, să plecăm în sitio, fiindcă sunt valuri. Asta s-ar da pisic. Ok, da, că recunosc mersa noastră. Hai, ne vedem de acolo. Stai că am închis filmarea exact când era ceva tipic ca la Eforie. Ia uitați, frate, gălețile în stradă aici. Să nu ziceți că am inventat noi găleata pe locul de parcare. Acum am ajuns pe partea cealaltă de valuri. Aici e Nazare. Am focusat ce face. Așa. Aici e intrarea în port. De fapt, intrarea în port e aici. A, dacă focusează și asta, e ar fi ce mai bine. Nu știu ce are. Așa. Așa. Și ca să vedeți comparație, așa arată marea la mal în partea asta la altă. Oceanul, da. Atlantic de Nord, mai exact. Deci sunt valuri, dar nu dimensitățile alea de acolo. A, veni și noi. Cărora li se văd crestele de aici și cum se ridică. Deci toată șmecheria e canionul ăla de pe fundul apei, aflat în dreptul locului unde se formează, le canalizează cumva energia. Și se formează. Deci da, de aici nu, nici nu bate oricum camera, cum bate ochiul. Uite, uite. Sunt niște creste acolo, de nu-ți vine să crezi. L-ai văzut pe ăla? L-ai prins pe telefon? Cred, l-am prins pe telefon, dar oricum nu se compara. Și am venit și noi pe diga aici să dăm o plimbare. Uite, e și nenea asta de la pește. Mergem până la farul ăla. Și cu asta basta. Mașina am lăsat-o, deși puteam să venim pe drum de piatră, puțin mai coace, până unde e rulota aia, puteam să venim și noi. Și mașina am lăsat-o acolo undeva. Se vede ea. Ia acum e cam în centrul imaginii. Și uite că ies niște surferi. Uite piții, se duc băieții la treabă. Se duc băieții la treabă. Stai că a uitat ceva. L-a întrebat pe ăla dacă a scos fierul din priză. Dacă a închis gaz. Uite, uite cum se vede. Deci de aici pleacă băieții. Ah, aia e o fată. A doua. Nu știu ce să zic. Pare cam fată. Te vezi că și aici zici că e liniștit apa, dar vezi cum sar. Și aici nu-i nimic. Pasă de ce e acolo.